Și acum vorbește la telefon. Trebuia să mă opri să-i spune. Era ocupată. Socializeze. Cine știe ce probleme are fără comunicare. Avea și copil în spate. Când am venit cu șugața copilului, am impresia că nici nu era în scaun special pentru bebe. Bine că nu-l ținea în față fără centură. Dar și din spate, dacă zboară copilul, tot prin parbriz trece. Hai. Muncitori. Secție aglomerată. Viața 1 mai.